Înainte de a ne pune mâinile peste dumneavoastră, v-ați rugat să ascultați câteva cuvinte pe care Dumnezeu și le spune în mod special în această zi. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când se va arăta Hristos viața voastră, atunci vă veți arăta și voi împreună cu El în slavă. De aceea, omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftarea și lăcomia care este o închinare la idol. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Din numărul lor erați și voi odinioară când trăiați în aceste păcate. Dar acum, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți nici de alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se noiește spre cunoștință după chipul celui care l-a făcut. Amin. Ne rugăm ca aceste cuvinte să se împlinească în viața dumneavoastră. Și cel prea înalt să vă însoțească în fiecare zi. Amin. Vă invităm să veniți aici pe platformă. Închină bunința ta, Tatăl nostru, care ești în ceruri. Mulțumim pentru bucuria și pentru sărbătoarea pe care ai unit-o cu pământul, cu locul acesta. Doamne, îți mulțumim. Mulțumim pentru sufletele care astăzi, Doamne, au făcut legământ cu tine. Te rugăm să se revești puterea Duhului Tău în ființele lor, pentru ca, într-adevăr, trăirea lor să fie demnă de chemarea pe care Tu i-ai făcut. Mulțumim pentru tinerețea lor, mulțumim, Doamne, pentru oamenii cărunți, mulțumim pentru toți cei care astăzi au mărturisit căci Iisus Hristos este Domnul și Dumnezeul lor, Mântuitorul lor. Te rugăm să-i binecuvintezi. Mâna ta bună să fie cu ei, să-i o protejezi, Doamne, în încercările care îi așteaptă. Fii Tu izbăvitorul lor, dă-le biruință, Doamne, și te rugăm să-i păstrezi în harul tău. Mâna ta bună să fie cu ei de acum și până în veci de veci. Amin. Amin. Doamne, Tată, îți mulțumesc din toată inima că acum la bătrânețe văd fiii cetințe care sunt gata să facă legământ cu tine. Te rog să pui pe cerca ta cu tine. Te lași ca binecuvântarea lor să fie în familie. Să fie așa. Să fie oriunde, Doamne, să le căruțești și să le ferește orice rău. Ferește-ne de păcat și binecuvintează-ne tinereța
Amin. Slăvim Tatăl nostru din ceruri și îți mulțumim că El vine la pocăință. Doamne, în fața mea sunt doi tineri, te rog din toată inima, pecetluiește-i cu Duhul Tău cel Sfânt. Și ajută-i, Doamne, ca viața lor să se îndrepte totdeauna după cuvântul Tău. Amin. Doamne, vreau să-ți mulțumim că aceste suflete au făcut bucurie cerul. Și vreau să-ți mulțumim că a făcut bucurie și prin locul adunării ta. De aceea ne uim la aceste zică și te rugăm să-i bine cu Dumnezeu. Pentru că Sfânt odihnește pentru vieții lor. Și ajută Doamne să se lase călăuziți de tine. Și viața lor, Doamne, într-adevăr, să se ne cu viața Domnului Iisus, Mântuitorul lor. Amin. Doamne, vreau să mă rog și să cer binecuvântarea ca și peste acești doi tine. Mulțumesc pentru hotărârea lor și mulțumesc pentru că au lăsat lumea în urma lor. Și au apucat crucea ta. Dar au apucat-o împreună cu tine, binecuvântat să fie numele tău. Și aș vrea acum ca Duhul tău cel Sfânt, cel care ai promis că vine peste noi, să-i însoțească fiecare dintre. Știu că nu va fi ușor, vor fi momente în viața lor de ispite, de încercări, de tot felul. De aceea tu, Duhul Sfânt, să ne luminezi cărarea. Și în felul acesta se poate avea biruință în numele Tău. Îți mulțumesc încă o dată pentru ei. Percetuiește-i cu Duhul Tău cel Sfânt, Doamne. Energizează-i prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, ca să-L umple în adevărul Tău. Și îți mulțumesc că o faci, că te rog, în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Tatăl nostru care ești din cerul, ne plecăm cu mulțumire la iubirea ta. Și îți mulțumim pentru aceste suflete care astăzi au încheiat un legământ cu tine. Doamne, te rugăm să-i binecuvintezi pe noi. Mulțumim, Doamne, că ai dat putere Sfântului să își deschidă inima și să te primească ca Domn și Mântuitorul în viața ta. Întărește mai departe, sfințește-o tu, călăuzește-o frumos de plin, Doamne. Îți mulțumesc pentru aceste tinere, Doamne, care au deschis inima lor pentru Tine și astăzi au mărturisit cu bucurie că sunt ale Tale. Păstrează-le în harul Tău, Doamne. Dăruiește-le înțelepciunea și priceperea Ta. Și în lupta cu păcatul, te rog, fie alături de ele, fiecare zi. Îți mulțumesc pentru acești tineri, Doamne. Te rog, fie mâna Ta bună peste ei. Fie îndurarea Ta peste viața lor, Doamne. Călăuzește și fă din ei, Doamne, mari copii. Binecuvântați pentru tine. Te rog să binecuvintezi pe sora Lidia. Ne înțeam în mâinile tale și prin caharul tău, îndurarea ta să o însoțească. Te rog frumos să binecuvintezi pe sora Anica. Mângâierea ta să fie în fiecare zi peste ea. Bunăvâința ta, Doamne, să fie de plin. Doamne, ia-i în mâinile tale pe toți. Și binecuvintează-le, te rog, și familie. Binecuvintează biserica întreagă. Și tot să mărturisim în sunt la Iisus Hristos, este Domnul. Amin. Thank you.
să vă anunțăm cu bucurie că următoarea întâlnire în Casa lui Dumnezeu va fi în programul de seară de la ora 18, ora